Președintele organizației Crucea Roșie Sălaj, Ionel Ciunt, a anunțat în cadrul Marșului pentru Viață înființarea unei echipe de consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină. Măsura are ca scop protecția femeii împotriva informațiilor incorrecte sau a lipsei de informații prin prezentarea alternativelor. Pentru femeile cu sarcini nedorite, accesul la informație, dreptul la ocrotire a sănătății și dreptul la integritatea fizică au o importanță semnificativă, luând în considerare vulnerabilitatea acestora. De cele mai multe ori, femeile aflate în criză de sarcină se confruntă cu presiuni exercitate din afară și sunt vulnerabile în fața influenței și constrângerii partenerului, familiei sau societății. Astfel, statisticile în domeniu arată că avortul este o traumă fizică și psihică pentru femeie, partener și familie, având efecte marcante pe termen lung. Totodată, avortul contribuie la tratarea femeii ca un obiect de consum și reprezintă o exploatare a acesteia. Numai puțin adevărat este că scăderea natalității este o problemă majoră cu care se confruntă țara noastră, iar rata negativă a sporului natural arată că populația este în scădere. O situație similară se înregistrează și în județ, numărul sălăjenilor scăzând de la an la an. Înființarea centrului de consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină vine în întâmpinarea nevoilor de informare, sprijin și consiliere psihologică, fără a aduce o nouă constrângere pentru persoanele aflate în această situație. Ionel Ciunt, președintele organizației Crucea Roșie, a adus câteva precizări cu privire la acest proiect. Împreună cu un grup de oameni am constituit o echipă de consiliere, gândindu-mă că pentru o femeie care se află în criză de sarcină nu este suficient scaunul duhovnicului și învățăturile din biserică, și crezând că e nevoie și de această echipă de consiliere. Și dați-mi voie să anunț componența ei. Doamna doctor Bentea, medic ginecolog care nu face întrerupere de sarcină. Doamna doctor Oprea, de la Cabinetul de Planificare Familială a Spitalului Județean, psihologul Spitalului Județean, doamna inspector școlar Boha, profesor de religie, și doamna profesor de biologie Dana Fericel. În calitatea pe care o am de președinte la Crucea Roșie, am semnat în urmă cu aproape 10 zile un parteneriat pe care l-am aici cu Spitalul Județean de Urgență. Un parteneriat prin care spitalul pune la dispoziția echipei de care vorbeam un cabinet de consiliere la care fiecare persoană care va ajunge acolo va găsi pe cineva din echipa respectivă. Spitalul are și o procedură prin care medicii ginecologi din cadrul spitalului, înainte de a face întrerupere de sarcină, au obligația să îndrume pacienta la acest cabinet de consiliere. Nu știu câte vieți vom salva în acest fel, dar mă gândesc că una, dacă salvăm, înseamnă totuși ceva. Cu acest mesaj de a nu judeca pe nimeni, dar a oferi soluții punctuale la urâtul prezentului, Ionel Ciunt, în calitate de președinte al organizației non-guvernamentale menționate, a adresat un apel tuturor cuplurilor și mamelor care sunt puse în fața unei sarcini dorite. Să vă gândiți la strigătul mut al copilului care ar putea să spună: mamă, sunt al tău și vreau să trăiesc.